Vă salut și bine v-am regăsit. Am aici un colet pe care abia l-am ridicat de la poștă. Înăuntru ar trebui să fie, că nu știu, nu văd prin hârtia asta albă, un capsator electric Parkside. L-am găsit pe OLX la un băiat. Căutam un capsator din asta electric pe internet. Pentru că îmi trebuie la prinderea foliei anticondens și la folia barieră de vapori pentru interior. Și până acum am folosit ceva de genul ăsta, un capsator normal de mână, Holzer, luat de pe la Tedeman. Are aici un regulator de tensiune, să zic așa. Problema cu capsatorul ăsta este că merge mai bine în suprafețe mai moi, în lemn mai moale, și în zone unde întâlnești un lemn mai tare îmi strâmbă capsa, nu intră, e un pic de chin. Plus de asta mi-a căzut de pe acoperiș când lucram la acoperișul surorii mele, astă vară, astă toamnă, vedeți că s-a și înduit aici un pic. Și chiar nu mai poate fi utilizat, aș mai fi încercat să lucrez tot cu ăsta. Așa cum mergea, dar chiar nu mai poate fi utilizat pentru că s-a strâmbat exact acolo pe unde iese capsa și am zis să încerc să iau unul de ăsta electric. Nu eram dispus să dau nici foarte mulți bani, că așa văzusem unul frumos de la Bosch, era vreo 4 milioane și ceva, cu două capse, împușca odată și cuie, cu regulator, variator de forță, și dar am zis că e o unealtă pe care o să o folosesc acum și probabil că altă dată nu o să mai am la ce o folosi, și am zis să iau ceva mai ieftin, dar cu care să-mi fac treaba. Dacă ăsta funcționează și eu o să reușesc să-mi fac treaba cu el, eu zic că e suficient. Hai să-l desfac, că sunt curios. Băiatul ăsta zice că e absolut nou-nouț. Hai să vedem ce mi-a pus în pachet. Parkside-ul ăsta e o marcă de care eu nu am fost niciodată curios să văd cum funcționează. Am tot auzit pe unul și pe altul că sunt bune, că una ca alta. Eu nu am fost curios să văd cum merge marca asta. De obicei îmi place să cumpăr ceva mai de calitate. Deci asta e modelul. Hai să fac în așa fel încât să și vadă ceva. Da, deci Parkside Electric Nailer Stapler PHZ 15B1, aia probabil că o fi modelul lui. Mai avem aici câteva situații, să zicem, la care ar putea fi folosit. Și aici pe latura cealaltă, vedeți, la tablou din acela tip canvas. Deci cam așa, folosește capse de 10 mm, 10 mm 400 ori 10 mm și cuie 100 ori 14 mm. Ok. Deci ăsta e ambalajul, hai să vedem și cum arată produsul înăuntru. Hai să vedem pe unde îl desfacem. Hop. Astea sunt niște capse lipite cu scoci. Ia să ne uităm să vedem ce fel de capse utilizează. Deci cu o lungime, să zic așa, de 11,4 și înălțime de 10 sau până la 10 și o lățime de 0,74 mm și cuie, o vedeți acolo. Așa, deci intră 400 de capse și 100 de cuie. Acum am înțeles ce înseamnă 400 ăla. Asta e lipit cu scoci aici. Vedem cum arată și asta. Astea sunt cuiele.
Nu, de fapt ce vreau să spun e că în cutia asta sunt 400 de capse și 100 de cuie, nu că atât are capacitatea. Deci sunt 100 de cuie din astea, cum v-am arătat mai devreme. Să încerc să probe și cuiele astea să văd cum sunt. Și niște capse din astea, de genul ăsta așa. Ar trebui să fie suficiente pentru ce-mi trebuie mie. Hai să vedem aparatul. Cum arată aparatul ăsta? Eu n-am mai folosit, v-am spus până acum, de la Parkside, dar zice că ar funcționa. Că ar fi ele bunicele de ceva. Plasticul e mai inferior, îmbinat un pic mai neatent. Acum nu putem avea foarte mari pretenții. Mie ca model așa îmi place, e ușor. E ușor. Ce avem aici, un buton, ceva de blocaj. O să verific imediat. Și aici are două cleme. Deci asta e magazia de capse și cuie. Probabil că se bagă pe aici pe undeva capsele astea. Din ce am văzut și eu, se pun așa. Și închidem asta la loc. Cred că se pun așa. Și pe aici pe undeva, dar nu prea se vede acum. E o mică fereastră, să zic așa, unde pot să văd cam câte capse mai are. Și în partea asta la fel. Ia să vedem ce scrie pe eticheta asta, dacă tot... Hai să o luăm așa de aproape. Da, deci asta e modelul PHET, așa. Nu scrie unde e făcut sau scrie... Nu scrie unde e făcut, dar nici nu are vreo importanță unde e făcut, că doar nu e că mă preocupă foarte tare. Important e să funcționeze. Ia uitați, aici e un pic ori spart, ori așa e venit din fabrică. Ia uitați ce finisaje de tot rahatul. Proasti. Da. Parkside. Hai să îl bag și în priză să-i fac câteva probe, că asta mă interesează pe mine. Nu știu exact ce lungime are cordonul ăsta. Dar în mod normal pe mine nu m-a interesat niciodată lungimea cordonului, n-am niciun fel de sculă. Conectez la priză să văd cum funcționează. Hai să vedem dacă i-am montat eu bine capsele alea acolo în magazia lui. Dacă funcționează și cum funcționează. Ia să vedem. Nu împușcă nimic. Verifică. Poate trebuie să-i bag mai multe capse. Mă uit un pic în manual, că nu cred că am pus eu capsele alea bine. Să vedem ce mi-arată aici. Deci se desface chestia aia, să pun capsele, vezi că le-am pus bine. Acolo. Să văd dacă le pun direct aici în șanțul ăsta. Și după aia împing asta. Poate merge așa. Da. Nu le pusesem eu bine. Se vede acolo capsa. A intrat toată. Asta văd că l-a străbătut fără probleme. O să încerc să prind și o foiță din asta de folie anticondens, că asta mă interesează. Ok. Merge foarte bine. Toate capsele au intrat
până la maxim. Păi ce mă, chineam eu cu ăsta manual, hai de capă. Merge bine porcăria asta. Ia să văd, într-o bucățică de USB. Nu știu dacă mai are capse, mai are vreo 3-4. Aici ar trebui să fie testul. Dacă intră în USB, e bun. Intră. Intră fără probleme și în USB. Deci, asta e tare, e dur. Intră și în USB. Mai am o bucățică mică de lambreu. Op, l-am acționat din greșeală. Trebuie să fiu foarte atent că am împușcat o capsă chiar acum. Din prostie. Asta, probabil, blocajul ăsta, cred că pentru asta este. Stați un pic să... Nu. Să vedem în partea altă. Da, nu știu la ce funcționează asta. Să mă uit în carte să văd pentru ce e butonul ăsta. Deocamdată nu-mi dau eu seama. Hai să vedem în asta dacă mai are vreo capsă înăuntru. Uite și bine, capsează al naibii. Un naibii capsator. Perfect intră. Și ăsta e lambriu. E bun. Deci, ia să încerc și cu cuie. Dacă tot am și cuie, vedem alea cum funcționează. Exact, nu mai am nicio capsă. La timp m-am oprit. Unde sunt cuiele? Astea sunt cuiele. Cuiele. Probabil că se montează cumva într-o parte, așa. Să zic. Într-o margine. Op. Cred eu. Ceva de genul ăsta într-o margine. Împing asta la loc. Hai să vedem cu ele cum împușcă cu ele. Da. Le împușcă, le împușcă, dar cred că s-a blocat ăsta, că văd că nu mai vrea să tragă. Nu știu dacă se ved, că se văd capetele la cuie, au intrat toate. Da, mi-a tras unul, da, unul nu. Certe că le împușcă, are forță și pentru cuiele astea, au intrat, uite, până la floare. Să văd de ce s-a blocat, că nu mai vrea să mai împuște nimic. Da. Să strâmbați un cui. Să strâmbați un cui acolo și le blocați și pe celelalte. Astea probabil că o să le folosesc rar sau chiar deloc. Pe mine tot capsele mă interesează. Tot capsele mă interesează că am decapsat. Mai încerc un pic, încă o dată, cu 2-3 capse. Să mă convin că e tot în regulă. De aici aș capsez. Pentru ce îmi trebuie mie, e perfect. Perfect. Jucăria funcționează, ați văzut, nu am nimic ce să-i reproșez, ca și construcție, de ce să mint, că nu e chiar așa dezastru, are chestia asta spartă aici sau ce naiba e acolo, așa o fi turnată din fabrică, dar una peste alta, capsatorul ăsta funcționează și face treaba pentru care a fost el gândit, dacă mă ține până un termin treburile
până îmi fac și eu interiorul, e suficient. Ușor micuț, 100 de lei am dat pe chestia asta, deci cu transport inclus, cu tot. Eu zic că se merită, nu mai rup tendoanele cu chestia asta și oricum nu reușeam să le capsesc foarte bine. O să îl mai vedeți la treabă când o să mă apuc de făcut interiorul la mansardă. Da, altceva, momentan nu am ce să vă mai spun despre capsator. Sper să mă țină cât de cât, măcar să-mi fac și o treabă cu el. Da, păi cam atât despre clipul ăsta, vă mulțumesc pentru vizionare și o să ne reauzim cât de curând. Vă doresc spor la treabă și o zi frumoasă să aveți.